Zona montană a României are un potențial fantastic de dezvoltare și capacitatea de a aduce venituri la economia țării mult mai mari decât investițiile care ar trebui să se facă în această zonă. Turismul și agroturismul sunt două dintre activitățile care ar putea reprezenta baza unei strategii de dezvoltare. Ulterior, aceste domenii ar putea să angreneze în mediul de business și micile afaceri ale producătorilor români din zona montană prin furnizarea materiilor prime necesare pentru dezvoltarea serviciilor de catering, de exemplu. Însă, până la implementarea unor proiecte de anvergură, oamenii din regiunea montană au găsit propriile soluții pentru a pune pe picioare activități care să aducă bani la economia familiilor. Punctele gastronomice locale sunt importante nu doar pentru că generează venituri, ci pentru că astfel turiștii au la dispoziție oportunitatea de a încerca produse tradiționale locale, unele realizate după rețete străvechi. Cum de v-a venit ideea aici, în acest cătun, să realizați un punct gastronomic local? E la modă, să spun așa, în mai toată țara, dar nu peste tot funcționează cum s-ar cuveni să funcționeze un asemenea punct gastronomic. Cum funcționează aici? Aveți turiști? Aveți vizitatori? Da, avem. Așa cum a spus la început, într-adevăr o idee năstrușnică, pentru că în vârf de deal, unde nu prea este populație foarte multă, dar suntem destul de aproape de Via Transilvanica, da, așa că cei care trec pe Via Transilvanica au posibilitate să... Și ați valorificat acest traseu, da. Via Transilvanica. Da. Și nu numai, pentru că sunt foarte mulți la nivel de județ și nu numai și din alte județe care vreau să mănânce o mâncare tradițională din produse tradiționale, din produse de casă. O să vă întreb acum care este sursa de materie primă, dar mai întâi, a cui a fost ideea? Ideea a fost al unei nevastă mea și vine și din dragostea de a găti, lucrând 6 ani într-un laborator de cofetărie, făcând cursuri. Deja a acumulat experiență în domeniu. Da. Și n-aș vrea să uit faptul că noi, înainte de a deschide punctul gastronomic, a trebuit să urmăm niște cursuri de gastronomie locală care s-au organizat de către Miss Group, de către domnul Emil Ioan, în incinta fabricii de cherestea din Lunca Ilvei. Și pe această cale mulțumim, pentru că nu putem primul act la dosar pentru a ne autoriza ca și punct gastronomic local a fost acest curs de gastronomie locală. Deci era obligatoriu, da, era obligatoriu. Un asemenea curs. Chiar dacă vreau să accesăm fonduri pentru a face acest punct, nu era primul document de care avem nevoie, dar n-am putut să accesăm fonduri, așa că din bănuți proprii am reușit hotărât să punem pic cu pic și să facem ceea ce vedeți. Cine ține practic acest punct gastronomic? Cine se ocupă? Cine e vioara întâi, să spun așa? Vioara întâi e nevastă mea și fiică mea, care e un ajutor potrivit. Înțeleg că aveți ceva experiență în domeniul ăsta. Ați lucrat într-un laborator? Da, am lucrat și ce are o pasiune înrăită, bucătăria pentru mine. Deci se potrivește nemaipomenit cu punctul gastronomic. Da. Faptul că și pune pe masă la clienți și la cine ne trece pragul, mai mult de 90% din producție proprie. Aveți păsări, animale? De tătișelea. Găini, porci, oi, nu, viței. Deci, slavă Domnului, sursă de materie primă proprie aveți. Da. Probabil... Eu știu, lămâi, banane și nu se fac aici. Nu, cearașele nu se fac, făina, că am unul să mai sășeră, da. Mai de mult să sășera și era făină de pe hotarul nostru, dar acum... Da, sunt slavă Domnului posibilități de aprovizionare cu ceea ce nu reușiți să realizați în propria gospodărie. Da. Dar este minunat ce ați făcut și bănuiesc că un ajutor substanțial îl aveți și din partea fiicei, nu? Ia... În ce măsură te implici în acest punct gastronomic local? Da, eu îs mai mult pe partea de servire și primire clienți. Mica e mai mult pe partea de gătit, bucătărie și pregătim mâncarea fierbinte și o punem pe masa clienților. Și eu sunt mai mult pe partea de servire.
Da, înțeleg că sunt, deși sunteți într-un cătun aici, parcă aruncați de lume undeva, dar zona este superbă, un traseu bine cunoscut de acum și cred că foarte mulți vizitatori trec pe aici. Sunteți anunțați înainte? Cum se procedează? Vă anunță cineva înainte de a veni să servească masa? Da. Solicită ce vor să servească? Da, nimai și anunță, mai vin și surprinzător. Și dar, cum vă descurcați? Ca și găzdoaie, ca și bucătăreasă, trebuie să ai tot tișelea pe sobă sau în cămară. Și numai decât să le prepari după cum poftește vizitatorul. Și poftește, dar mai mult noi, ca și gazde, la un punct gastronomic, servim și mâncăm noi în casă. Uh-huh. Niște pături, niște o zamă, o friptură și să facem mai repede și depinde cât timp ești la dispoziție. Da, minunat. Domnul Cătuna, mă întorc la dumneavoastră, că până la urmă sunteți stâlpul aici, susțineți toată afacerea asta. Mică, mare, cum este ea, e nevoie de un om și de o mână de fier ca să poată să ducă lucrurile mai departe. Cum vă implicați în toată povestea asta? Înțeleg că aveți animale, păsări și atunci e nevoie de forță de muncă acolo și de o mână de gospodar și știți cum e. Ochiul stăpânului în garasa vita, nu? Cam așa zic. Da, e o zicală. Da. Și trebuie să fiți permanent acolo. Da, avem animale și noi și trebuie spus, pentru că, așa cum spunea și nevastă mea, nu avem oi sau nu deținem totul noi, cumpărăm de la vecini. Dacă ni se termină ouăle care le avem noi în gospodărie, cumpărăm de la vecina, dacă brânză nu avem, cumpărăm la fel de la vecinii care au oi, carne sau miere sau orice și prin asta putem cumva să ajutăm și localnicii care sunt în zonă, care sunt vecini cu noi, ca să aibă unde își valorifica produsele, la fel cumva, ca să spun așa, pune mână de la mână și să ne ajutăm unii pe alții. Și într-un fel, mai mult sau mai puțin, dezvoltați acest cătun. Chiar dacă este izolat aici, iată că oamenii, având obiectul muncii, și putând să-și valorifice ceea ce produce, îi și stabilizează în zonă și le și aduce un venit. Asta și vrem, pentru că mult tineret a plecat de aici că nu a avut ce face, că la oraș e mai bine, mai ușor și au un serviciu și un salar. Am și gospodăria, dacă toată lumea merem la oraș, cine să mai îngrijă? Producă un lapte de calitate, o carne de calitate. Dar este foarte important să și valorificăm zona și potențialul zonei, potențialul natural al zonei. Cât putem, chiar suntem la foarte început de drum, avem 7-8 luni de când am început și nu putem să zicem că, wow, ajutăm 100% lumea din zonă, dar cât de cât? Sigur, e mare lucru. Cât faceți este important. Dar vă mai întreb ceva, cum vă descurcați din punct de vedere financiar și în relația cu autoritățile statului? Că sunt diverse impuneri, să le spun așa, reglementări care uneori cam nu sunt în măsură să încurajeze. Pentru noi, ca început, nu pot să spun că a fost greu, doar a trebuit să ne autorizăm ca persoană fizică autorizată, apoi a trebuit să ne înregistrăm la DSVSA, n-am întâmpinat greutăți nici acolo. Bineînțeles, au venit în control cei de la DSVSA după ce am înregistrat dosarul, au dat ok-ul, au fost în zonă, au dat ok-ul. Până acum totul este în regulă. Dar ceea ce am auzit că s-ar vrea din toamnă să ne oblige să avem case de marcat, ceea ce pentru noi, ca și puncte gastronomice locale, ni se pare, nu știu dacă e mult să spun, o aberație, pentru că noi nu, așa cum a spus și nevastă mea, noi nu cumpărăm decât lucrurile care nu le avem noi, făină, ulei, zahăr. Înțeleg, cam 10% din ceea ce aproximativ, să spunem așa. Restul nu le cumpărăm. Noi deocamdată plătim impozit
estimativ, asta e forma de impozitare. Și cred că ar fi normal să lase legislația în felul acesta, pentru că dacă ne obligă cu case de marcat, cred că pe rând punctele de gastronomie o să dispară, pentru că nu ai cum să faci. Bineînțeles că avem registre pe care înregistrezi lucrurile care le cumperi și așa mai departe, dar ca să fiscalizezi prin casă de marcat toate lucrurile care le avem este ceva imposibil, pentru că noi funcționăm deocamdată pe coduri CAEN de restaurante. Nu știm ce va fi pe viitor, dar dacă cineva care este la conducere și are puterea să intervină în legislație, ar trebui să vadă lucrurile acestea. Eu știu să calce mai des punctele gastronomice sau poate să le calce, că nu știu dacă toată lumea a călcat într-un punct gastronomic local, să vadă ce se consumă, cum se organizează, care e sursa de aprovizionare, produse, da. Și atunci bănuiesc că o să-și schimbe gândirea cu privire la fiscalizarea punctelor gastronomice locale. Da, să sperăm că cei care trebuie să audă, aud, da. Și se vor gândi de două ori înainte să pună în practică o asemenea. Da, pentru că noi nu ne îmbogățim din asta, noi supraviețuim, eu am servici altul decât ceea ce face nevastă mea, dar pe lângă toate e o plăcere care a putut nevastă mea și cu fiica mea să o pună în practică, plăcerea de a primi pe cineva și de a servi pe cineva cu ceea ce avem și noi și de a socializa categorii de oameni. Da, da. Pentru că nu-i regim de restaurant, e regim de gazdă care e cu totul altceva. Corect. Oricum, vă felicit pentru ceea ce ați realizat, cu atât mai mult cu cât acest punct gastronomic este în zona aceasta superbă de altfel, izolată, dar iată că aveți musafiri și mă bucur pentru asta. Succes mult! Mulțumesc domnului Emiliu Gan pentru toată implicarea, nu doar ce ține de punctele gastronomice locale și de cursurile care s-au făcut, cât și pentru toată susținerea pentru turismul din zona montană și în special Poiana Cătunenilor, dar nu numai. Dar pe noi, ca și comunitate mică, ne-a ajutat foarte mult din toate punctele de vedere. Da, am înțeles că ține foarte mult la exploatarea ceea ce este valoros în zonă. Uman, potențialul uman. Turistic, potențialul uman, potențialul natural, tot ce se află în zona aceasta și ține foarte mult să fie superior valorificat, să spunem așa, că e o expresie mai clasică. Da, la fel, când a auzit despre ceea ce vrem să facem, a radiat de bucurie și orice lucru de care am avut nevoie a răspuns pozitiv întotdeauna pentru asta. Mă bucur să aud asta și încă o dată felicitări pentru ce ați realizat și succes mult în continuare. Cât părinții vine sunt, mai există ceva sfânt. Cât durere, ori zboare, ori un cântec ce dispare. Când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durere, ori zboare, ori un cântec ce dispare. Când există
de ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Când luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durea ne-ori zboare, ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un stai departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un stai departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea ne-ori zboare, ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea ne-ori zboare, ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Vom trăi pe acest pământ. Cât durea ne-ori zboare, ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ.